Bineînțeles că alimentația, o viață mai puțin stresantă, mișcarea și o gândire pozitivă ajută în menținerea unui echilibru atunci când vorbim de sănătate. Din păcate însă, realitatea este mult mai agitată decât ne dorim, motiv pentru care deseori ne trezim peste noapte cu diverse afecțiuni. Testele naționale de screening ar fi o soluție salvatoare. Recomandările care le-aș putea face nu ar ține de noi, de medici în special, ci de o politică sanitară corectă, în sensul de a preveni apariția prin screening-uri populaționale, așa cum a fost, de exemplu, cel din anii 2000 și ceva, în care s-au făcut teste la toată populația, dar, din păcate, toate aceste investigații, medicina costă foarte mult, costă mult investigațiile, medicii sunt plătiți așa cum sunt plătiți, și s-a ajuns la un moment dat că o investigație să coste atât de puțin încât costul pe care îl dă Casa de Asigurări de Sănătate să nu acopere nici măcar materialele care se folosesc pentru acea investigație. Vorbesc de mănuși, de, știu eu, la chirurgie la fel. Deci materialele care se folosesc costă mai mult decât ce dă Casa de Asigurări pentru... Asta este subfinanțarea asta a medicinii, care nu știu unde va duce și cred că nu va duce la nimic bun. Subfinanțarea sistemului medical rămâne principala durere a tuturor celor care îmbracă halatul alb și își doresc să nu primească pacienții în ultimul stadiu al oricărui tip de cancer. Până când nu se ia deodată taură de coarne, ca să se spună la... Dom'le, ca și în Occident, atât costă o intervenție chirurgicală, atât costă o colonoscopie, da. Corect, da. Atât să fie plătit și medicul, să fie plătită și investigația ca atare. Atât costă o operație de apendicită, atât costă o operație de ulcer, de colon și așa mai departe. Deci, până când nu se va rezolva această subfinanțare, medicina n-are cum să progreseze, n-are cum să prevină apariția acestor afecțiuni. Săptămâna viitoare continuăm seria afecțiunilor gastroenterologice cu informațiile despre hepatita B și C.